La PC Garage, pentru orice combinație de procesor, placă de bază și placă video, în valoare de peste 1500 de lei, primești un SSD cadou. Află mai multe pe pcgarage.ro. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit, oameni buni, în sfârșit la Mafia 1 Remake. A durat ceva, au avut ceva amânări pe aici pe acolo, dar în sfârșit avem ocazia să jucăm jocul ăsta pe care m-ați nebunit cu el, ca băi Bob, când faci Mafia Remake, când o să joci Mafia 1, hai că apare remake-ul. De ieri ați început să-mi dați mesaje, dar mai bun, n-am putut să mă joc decât astăzi, pentru că astăzi s-a lansat jocul, așa că astăzi l-am putut filma, cum să zice, e destul de noapte acum, dacă e să o luăm în felul următor. Așa că știu foarte bine că vreți să facem serie și cel mai probabil să facem serie, dar tot o să vă rog eu să adunăm cât mai multe like-uri posibile, oameni buni, pentru că deja am testat puțin jocul și arată destul de bine, pare interesant și sigur s-ar putea să vă placă. Așa că, fără alte adausuri și alte prostioare, vă arăt puțin setările grafice pe care le-am pus eu aici. Deci acestea sunt setările grafice pe care noi le folosim în momentul de față. Vedeți? Totul pe maxim, pe cât se poate de maxim posibil, adică fără alte prostioare pe aici așa. Și o să dăm frumos pe story, dăm pe medium. Avem aici totul frumos, aici puțin aim assist, nu știu, dacă e nașpa o să scoatem complet. Vedem care e treaba, dăm skip la driverurile care sunt nașpa, totul e pe automat, regular response, tutorial să ne arate tutoriale și putem să-i dăm drumul. Sincer, sunt tare, tare curios să vedem care e treaba, mi-a plăcut foarte tare Mafia 2. Mafia 3, ce drept, a fost destul de slab. Dar de asta sunt tare, tare curios să văd cum arată și cum funcționează ca și poveste. Am înțeles că e ceva mai bun sau cam la nivelul lui Mafia 2 sau poate puțin peste. Acum nu știu sigur dacă chiar e peste sau cum o fi, dar am înțeles că e un joc foarte bun. Și notele de la Definitive Edition sunt destul de decente, undeva la vreun 8, 8 și ceva. Deci e bine. Hai să vedem ce ne așteaptă pe aici, sunt tare, tare curios să vedem povestea, pentru că mi-a plăcut tare 2. 2 mi-a plăcut foarte mult. 3-ul, ați văzut, 3-ul dacă n-aveam momentele alea în care trebuia să farmezi sau să faci diverse random secundare încât să poți să progresezi, cred că era un joc senzațional, dar așa n-am putut să mă joc prea bine, adică a fost destul de eh. Ce drept cinematicele arată super bine. Ăsta este un remake cu adevărat. Știu că mulți acum mi-au dat peste nas și s-au cam supărat pe mine că m-am luat de remake-ul la Prince of Persia. Dar hai să fim serioși, jocul arată ca și cum ar fi cu grafica lui Disney Infinity sau nu mai știu cum se chema, Disney Universal, la cum o fi. Iar aici avem un remake care chiar arată un remake. No, arată bine, gen cinematicile sunt mișto, atmosfera e faină, lumina, totul, e făcută cum trebuie. Texturile sunt puse bine. Chiar arată destul de senzație și, oameni buni, nu faceți confuzia între remake-uri și remaster-uri. Remaster-urile sunt doar soft upgrade-uri, sunt doar puțin așa upgradate anumite jocuri, doar ca să ruleze pe noile sisteme, dar în rest remake-urile sunt baza, pentru că aici se reface jocul de la zero. Și ce-i drept, am văzut cum arată Mafia 1 și cum arată ăsta acum, e senzație. Arată foarte bine. Cel puțin cinematic o să arată super bine. Intro-ul ăsta chiar e miștorul de tot. Deci suntem în New York, presupun, nu? Sper că nu greșesc, nu mai țin minte. Cred că toate jocurile au cât de cât loc în New York. Cred că cel puțin primele două. Al treilea știu că e într-o locație mai dubioasă. Hopa! Ward Roberts. Ăștia sunt gen actorii original, cred. Mă, dar arată foarte bine. Zici că e un mod de GTA 5 de grafică. Vicenzo. Înțeles că e o singură misiune nașpa în jocul ăsta, una cu curse sau ceva, că trebuie să ai grijă să iei pe nu știu ce scurtătură sau ceva. Dar în rest jocul e super fain. Da, îmi place intro, sincer, actually destul de fănuț. La fel ca în București, pe Dâmbovița vin și pescuiesc băieții mei pe orice, adică mică prin broaște, păsări sau pești, e treaba lor, doar pescuitul să fie. E teroare cu asta. Scuros cu cine jucăm aici, jucăm oare cu tipul ăsta? Nu știu, care arată așa alea ca personaj principal, știi? Nu e ca în anime-uri să-ți dai seama după freza aici, chiar trebuie să te uiți alea ca atent să-ți dai seama care e personajul principal. Oh. Dar se vede clar că e grafica de Mafia 3, puțin mai colorată, ce-i drept, pentru că Mafia 3 avea o grafică așa spălăcită. Oh, intrat în in-game shit.
Jocul stă cam țapă în 60 de frame-uri, boys, pentru cei care sunteți curioși de frame-uri. Le acopăr momentan, dar vedem după cum arată UI-ul. Thomas Angelo, Detective Narman. Cred că mai tare jocul. You alone? No self-respecting badges coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Just a coffee, thanks. Cum veneau fetele pregătite direct? Oh, dar arată bine! Dip your beak. No, thanks. Suit yourself. So, you said on the phone you might have a proposition for me. That's right. But if you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any associates. Good. Because I'm on the nut. Huh? Can't even pay for coffee. Ah, n-are bani. But I got plenty to trade. Let's hear it. How long you been in town? 3 years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello case. Right out of the gate. Ooh. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Mai jos e un fel de investigator. Yeah, I might have some. And what's my end of the deal? You want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Ah, families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got us? Ce accent are asta? Our wife and a litter of kids. Wife and daughter. Oh. No one else to watch your back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No surprise there. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking? Or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? Oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. Surely gassed. You haven't slept for days. Oh. Your neck's got to be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is you got someone powerful mean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. Okay, Tommy este urmărit de cineva. And you walk out that caută protecție de la poliție asta, okay? You're not making it 5 steps. But, yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Nah. Christ, I don't know how everything got so balled up. No one ever sees the hairpin until it's too late. But you didn't get handed a heater in the nursery, did you? No. No, 1930, cred că. De ce 30? Da, 1930. O ofertă pe care nu poți să o refuzi, ok. Deci, practic, băiatul nostru Tommy e urmărit, cred că, de mafie sau ceva. A făcut ceva nașpa, iar acum caută protecție de la tipul ăsta. It was at the end of one of those shifts. When I first met Polly and Sam. Oh, shoot! Mamă, arată bine. Îți dau vocile mai tare, că restul pare să fie ok ca sunet. Ioi. Wilhelm scream. Get up, Polly. There's a taxi here. We'll be okay. Uh-oh. Move it. Come on. Shit. Anywhere. Fast. Ok. Oh, ne jucăm. Ok, stai să facem setarea aia repede jur, că după aia uit de ea și o să fie nașpa. Ok, îți dăm vocele mai tare. Ah, ok, dăm asta pe 5. Astea cu una jos. Să lăsăm așa. Cred că ar trebui să fie bine. Cinematics volume 10. E oare mai bine acum? Scuros dacă e mai bine acum ca și setări. Îți dăm dacă ocuperim ceva. Ok, e bine. But you don't get to walk away.
Ok. Bun, dar merge și rulează bine, arată bine. Stai așa, bobiță. Bă, suntem buni. We need to get over the river. Take the Giuliani Bridge. Pe unde? Okay. A, pe aici. Your leg okay, okay up there? Hurts like hell. When we're back, I'll wake up the doc. I don't know, it might be okay. He's getting the call anyways. Hey, I see you listening, cabbie. You don't get to listen either. All I'm doing is taking you guys where you want to go. So do that. Oh, dar arată super bine. Zici că jocul ăsta are RTX la cum arată. Iar eu am un amărât de GTX 1080 aici. Forță! Ok, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions. Ok, tipii ăștia nu vor să-mi dea informații gen, nu le trebuie să-i duc și toate alea, dar... Hey, pana mea, vedem ce se întâmplă. Wait, de ce îmi pulsează... Ne-a prins. De ce pulsează minimap-ul? Press F to ram. Oh, Jesus! Știu? Aici, F e un fel de turbo. Accelerezi mai tare decât trebuie. Mă, zici că un joc Need for Speed mostoante de la... ăla șmecher, la vechi. These guys really don't like it, do they? Sometimes business partners fall out. It happens. Tak, este să ne putem face acel drift. Oh, Jesus. Oh, ăla e în viață. I ain't heard a thing, fellas. Holy. Oh, dar știm să ne băgăm bine. You left them in the dirt. We ain't clear yet. Keep driving. Încerc. Three crates down. How many motors were at the exchange? No, this facem aici neapărat stânga. Oh, pe minima pe aia ca pe lângă. Iui! Sure feels like it. Next time we take more muscle. Mamă! The boss hears about this, they'll be held to pay. Bă, dar ăștia ce fac, frate? Se împușcă unul pe altul ca ultimii prăjiți și nu fac nimica. Ok, effort. Calco, Tommy. Ok, super. They must have sent word out. There's more and more of them. Unde mai sunt? Not long unless we're back on our own turf. Let's get back to the neighborhood. Și... aoleu, l-am nenorocit pe ăla. Oh, dar nu mă răzgar și ăștia peste tot, ești nebun? Calco, 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 calco! Oh, mir că mașina asta mai rezistă. Crezi? Abia avem 40 la oră, du, deci nebun. Abia avem viteză să țopăim. Nice. So little Italy. Now your night's not over. Oh, sper măcar să ne luăm ceva chestii după treaba asta. You think he squealed? I think you zip it tight. We talk it through back at the bar. Ah, just mai dai informații, să-mi dea mie informații și toate alea, am înțeles. Săracul Tommy. Era așa un onest șofer de taxi și dintr-o dată a fost băgat în schema asta nasoală. Off. Okay, we're close. Okay, azi de-mi ce se întâmplă acum. All over in front of that. Salieri's place. Yeah, that's the one. Damn, bă, băiatule. Oare ne dă și nouă ceva chestii sau sal? Wait here. What for? You want a little something from the Don or not? Okay. Scurs ce ne dă. Mă bat și mă rezolvă. Cum ar fi asta?
Uh-oh. What the fuck? Asta-i șeful? Bă. Oh. Compensation for your services. Any damage to your car. This makes us square. I'm sure it's more than enough. Good. Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe a loan, or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Oh shit, boys, intră în mafie. One more thing. This matter stays between us. Anyone asks where you got that money, you want it at poker. Scratches on your car. You swerved to keep from hitting a little old lady. You got it? Of course. See you around, kid. Damn. Okay, asta e mișto. Deci noi acum cred că experimentăm povestea lui Tommy, ce cred că e inclus în cazul ăla unde investigatorul ăla de la chemat Tommy acolo era implicat. I could have had a heart attack. Enough to fix the cap. Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. Mamă, dar chiar da bani, nu glumă. Ai dat super bani aici. Mă, dar e așa de fain jocul, sincer, până acum. Chiar e foarte mișto. O ofertă pe care nu poți să refuzi. Am uitat să zic, vreau să-i mulțumesc lui George că mi-a dat gift cu jocul mai repede. Că dacă nu, s-ar putea să ajungea video cea mai târziu azi, așa că îi mulțumim lui George că ne-a ajutat. And other people's thoughts too. Oh, arată la cam nașpa jocul pe lumină, dacă e să fiu sincer. Driver? Yes, ma'am. Are you driving or loitering? Driving, ma'am. Always driving. Okay. Unde vrea să ducem? So where to? St. Michael's Church, directly. Okay. Careful, please. Sigur. Then you'd be the first. Că avem speed limiter-ul pus ca să nu depășim viteza legală. Ok, asta e șmecheră. Că avem limitatorul de viteză. Turn that racket off. I can't hear myself think. Ok. That's much better. So, church. Easy. It's Sunday already. Eyes on the road, please. Damn, săracul încearcă să facă conversație aici. Iar tante aia nu lasă. Bă, dar de ce ne-am blocat aici? Ok. Știi ce? Pare rău. Nu pe aici. Am zgriat mașina puțin. Poate fi fost să scol limitatorul să ne ducem glonț. Bine, venea poliția după noi, cred că... Mamă, pe atunci era 40 la oră? Jesus. Ce alt radio mai există? Ce claxoane au băieții mei! Ha, mă, taxi! Dă-mă de aici. Băi, a aruncat cineva cu ceva după mine sau mi se pără mie? Și muzica sună bine. Hai că pe aici cred că e ok. Nu arată rău. Adică și pe lumina arată totuși destul de binișor pe aici, așa. Hai, deci tanti voi la biserică, bă. Ok. Acest loc. Beep. Here you go. St. Michael's. That'll be 30 cents.
The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. I felt like I was sitting in an ashtray. Sure, whatever you say. Băi, ce e chestia aia de lângă roată? Pare a fi o pompă dubioasă. Ah, nu, e fel de legă roata aia acolo. Dau cu mașina peste tine acum. Ah, n-am să fac. Oops. 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 No, no, sorry. Dar n-am lovit pe nimeni. What do you mean? Shit, vine poliția. The popo. Am plecat, nu ne mai vedem. Pați. Ok, trebuie să investigăm niște aici. Search the streets of Lost Heaven și stop and pay the fine to avoid the rest. Ah, shit, bă, lasă. Ce, mă, nu mai trebuie să nimic, ai gata. Hello, hello? Ce e ăsta? Wait, the fuck? Ok, am întors în taxi. Search the streets of Lost Heaven. Unde, bă? Stai că sunt confuz. Unde-i Lost Heaven? Lost Heaven. Holbrook. Deci noi suntem aici. Dar nu văd unde-i Lost Heaven. Oakwood, Beach Hill, Little Italy. Aici ați fie? Lângă Little Italy? Nu, nu cred că e. Sunt confusion rău de tot. Spune că pe aici trebuie să ne plimbăm. Ah, ok, stai, este de taxi, stai. Facem pe taxiul. Hai, ia zic. Ia zi, boss, unde te duc? Art gallery. Give me there quick. Ok. Quick I can do. Taking some time out. What's it to you? Not much, just talking. Nah. I'm paying you to drive, so do that. Jit, jit. Look at him. The problem with this downturn is that it's made people lazy. Giving them an excuse. The work's not out there, pal. The work is always there. You just have to find it. Shit, 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 shit. You're a busy guy. I don't see so many these days. I saw this crapshoot depression coming. Saw that before the crash. So yeah, I get to be busy. Your busy days gonna be looking at. I have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. Car coleg, că de-am ceva car league, eram ceva cu mașină, eram ok. Era să mă duc aiurea. Ce mișto e, mai altă muzică, nu mai avem. Și mai avem numai două posturi de radio. E ăsta și atâta. Că avem viteză destul de mare. O să nu dăm de vreo poliție prin față. Ok, poliția e fix în față. Shit. Ușor. Hai, poliția. Bag-o limitatorul aici, că dacă e să ne ducem, zbim poliția aia și o scoatem pe geam afară. A, deci nu contează că e pe sens opus, dar nu contează. Doar te duci. Gata, mă. Easy. Thanks, pal. Here's 50 cents. I don't spend it all at once. Mamă, nici măcar un dolar? 15 cenți. Every fare today has been a son of a bitch. Ok, trebuie să facem pe taximetristul. Ok, stai să căutăm, să luăm iarăși pe altcineva. Nu e polițist acolo, dar pare... Ah, pare a fi polițist. Stai aici! Unde te duc, boss? Ia zi! Ia zi, bă! Aole, vrei să port mască de aici, nebun? Cum stai taximetriști acum în București? E bine? Oh boy, you look like shit. I've been working since 5. What's your excuse? Ne! Figures. Where are we going? Little Italy. 21st Street. Oh my god, put on Little Italy. Okay. If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great deal. Ne. Got any good fares today? Yeah, some. But never enough of them. Hmm.
who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess. What Only the fuck? The reason I got you taking me places is I'm drunk and don't know better. Cops see enough drunk fellas. They're only after the people moving it and selling it. Yeah, but I've seen them buy the guys for less. Yeah, so if they think they can shake something out of you, they will use any excuse. This city's corrupt as all hell. Da! Curious. Fuck, vine poliția după mine aici. Hai, mi-nu putea să ducă poliția pe altă direcție, man. Vreau să iau și eu lejer cu turbo speed pe aici, vine poliția în spatele meu, am înțeles. Azi că stă bine acolo. Nu trebuie să ne agităm prea tare. E ok. Bă, băiatule, bă. Oh, hai că a plecat. Calcul. Săracile mașini, îți vai de staua lor, se dezmembrează la peste 100 la oră, deci... N-ai să-i faci, hai că am păstrat și decența și semnul și tot, ne-am dus așa de aiurea. Yep, gata, boss. Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. Wait, și stai, l-am condus pentru cafea? Damn, ziua de azi dacă-i conduci pentru cafea nu poți faci nimica. Băi, mi-a dat la ceașcă? What the fuck? How you doing, pal? Remember me? What? Yeah. What the fuck? De ce nimeni nu face nimica? Mr. Morello's a little bent. Shouldn't go helping Salieri's goons, huh? I'm gonna have to give you a beating. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much rocking for a while, eh? Look at this guy. I didn't think he'd make it fun. Let's get him. Na, baftă. Shit. Bă, ăștia trag cu pistoalele. Stai mă, fugi mă. Fugi mă, derbede. Bă, știi de cea vreme. Fuck. Fugi, Bobby. M-am dus. Eu țin apăsat shift, dude. Arată să apeși odată. Ah, dai toggle, dude. Așa, zi mă. Fuck. Bă, dar de ce nu vine poliția, vere? My God, unde-i poliția că n-ai nevoie de ea? Zic eu. Nu la mine. Fugi, Tommy! Ce-mi place muzica, e faină rău de tot. Scuze, baby. Ți-ai crackhead acolo sau ceva. Wait, sunt băieții mei. Look at this. How you doing, kid? Dino, Lou. Huh? You got business with the Don? We're just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right? Yeah. Well, this here is the Don's favorite driver. Anything you got to say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Holy sh! Okay then. See your boys around. Let's go, Lou. Fuck. Thanks. Least we could do. Come on, let's go say hi to the Don. Don Salieri. Yeah. He's gonna want to hear about this. Oh shit. Stai Donu sau cine e? Nu, este un fel de Alfred. Și că da, arată-le ca Bruce Wayne, Tommy ăsta meu. Running Man, chapter completed. Să-ți cred că e misiunul chapter totuși. Bă, da, e fain jocul pragoa, sincer, chiar e mișto, îmi place. Are cam tot ce trebuie. Arată bine, arată bine mai prin toate punctele, în afară, pe timp de zi arată mai nasol. Și are acțiune. Dar trebuie să mă obișnuiesc cu controlele.
Stai șeful, man. Ioi. What do they call you, son? Told me. Thomas. Thomas Angelo, sir. Frank told me you ran into some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him by the kind of Tommy helping us. Oh. This, taxi. That's your livelihood? Yes, sir. Ce bine arată Tommy. I feel a sense of responsibility here. So I'm going to set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. Then what are we doing here? I just want a shot at the bastards who wrecked my cab. Oh. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Oh. Okay, Tommy Angelo. All the Morello's grills hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Ce-mi place și Don cum arată. Good. You can ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Dude, arată așa mișto caracterele. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hard-working Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. Seamnă fiecare de aici seamnă cu un actor pe care l-am mai văzut undeva. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. Damn. No one else knows you here, so tread careful, okay? Sure. Bă, cinematicile arată super, super bine. Arată super, super ok. Ce-nătiță? Find anything good? Nah, I... He's gonna talk to the boss? Got it? I get it. Cred că ar trebui să ieșim, nu? Hello? Mă vorbește acolo. Si. Si. Wait, e sunt ca acolo. Join Polly. Ăla are bâtă gata de orice, adică bam bam, easy bam. Sparge capul. Anyways, I got places to be. Okay, come through this way. Okay. Get a mini first. He's a loud mouth, but Frank and Adon have known him since forever. What's he do? We go see him whenever we need to do any, heavy lifting. We make sure we're well healed for when there's trouble. Oh, fel de medic sau ceva, presupun. Jocul ăsta are ceva save-uri? Adică vreau să văd dacă are opțiune de save. Sau salvează el aici? Nu, ok, n-are. Ah, nu pot să sprintez. Oh. Buongiorno Vincenzo. Ciao, Polly. Oh shit. She's gonna sing. Who's this then? Vinny, it's yours, Tommy Angelo. We're doing a little job together. Oh. All right, good, good. Hey, you just need bean shooters or ruts? Nah, we just need something to write off a few cars. Huh. Oh, I got just the thing. Oh. This classic should do the trick. If the bat don't work out for you, I got a few cocktails here. Nice. Careful with them, though. Don't want to burn off your short ears. Good to meet you, Tom. Let me know if Paulie gives you a hard time. I'll straighten him out. Ce-mi plac caracterele, sunt foarte mișto caracterele. Oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video din Mafia Definite Edition. Băi, eu sper că v-a plăcut acest video. Sincer, îmi place jocul foarte tare. Abia aștept să mai continui să joc. Chiar mi se pare super tare. Abia aștept să de care treaba. Știți foarte bine ce aveți să comentați. Dați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!